Yarra ești ceabai frumoasă, ești a nopților crăiasă, ai pe față frumos voal în decorul hibernal. Bravo! Bravo, măi, bravo! Prostie! Și? Cât cu ăsta e de prostie? Copilul ăsta face mânzul. Ia-mi dă curaua și-ai de acolo. Da, păi și una, două curaua de cui, numai tot aștept. Bătaie. Păi chiar e drept. Colea, una, două și te apuci de curat. Ia așa, te rog. Vezi dacă nu citești cărți de parenting. Și? Vovăcica, ia zi, dar și nu-ți place ție în cânticul ăsta? Pentru că n-ar de șosez. Nică nu o să înțelegi, trebuie să ia ciom. Iarlă, ești o crăiasă, ești frumoasă, ai un val de cor hibernal. Vopșa, ce înseamnă de cor hibernal? Cum și înseamnă de cor hibernal? Da chiar, ce înseamnă de cor hibernal, tu înțelegi? De cor hibernal asta e când e iarna, când ursul hibernează. Da, când iarna, când ursul, când hibernează. Încă el încă mă strâmbă. Dar sigur nu știi ce spui. Tu când duci la karaoke cu drujii tăi, tot cântați, iarna hibernează. Unde mă duc? Dar chiar unde te duci? Și karaoke asta? Nu, a glumit. La noi în sat nu există karaoke. Bun, Vovăcică, dar tu ce-ai vrea să cânti? De exemplu, Gribeac de obsfer cait blescam stale, paidut pașirev iară stăi pahod, n-ați gros de boi pas la alta vară stale, lube băi barșal smela boi vineat. Doamne ferește! Auzi, dar tu de unde știi așa cânti? Orice cetățean responsabil trebuie să cunoască cântecele patriei sale. Ei, știu eu, dacă tare place, eu îți las cânt eu. N-are cum. Eu, intelectual, cu atâtea cărți citite, scânt eu așa cânt și la mine în casă? Nu, mai gine scânt cu decorul hibernal, iar ești o voal. Mai bine, da? Gata, hai, liniștiți-vă mândoi. Uh-huh. Dă, mai gine, să-ți arăt și o să te îmbraci tu la grădiniță. Ești gata? Ce e asta? Doamne ferește, ăștia-s bolnași. Auzi? Tu nu treci orice măsură. Eu te-am făcut, eu am stiușit. Dar de ce m-ai făcut? De ce m-ai făcut? Ca să mă ușesc, da? De asta-i conceput un copil. Îți spun eu de ce m-ai făcut. Pentru că aveai un orgoliu de mângâiat. Vrei să-ți înnăbuși frustrările tale în viitorul meu, să nu-mi dai voie la libera exprimare și să mă expun. Auzi? Dar unde îmblă copilul ăsta atâta ziua, că știi așa cuvinte? Nu știu, măi, dar știi că nu rău zice. Te crește un copil cu personalitate, înțelegi? Eu zic că noi trebuie să-l ascultăm. Mama, e de viață. Vovăcica, dar tu în ce-i vrei să te îmbraci? E costumul de nunta lui tata. Și vreau și cravata roșie lui Bunelu. Da, la grădiniță toți copiii sunt și îmbrăcați în animăluță. Da, că toți smitești proști acolo. Dar eu vreau costumul de lire al lui tata și cravata roșie lui Bunelu. Aista când ați crească, ați și comunist. Și dacă și comunist, ați și iaca. A crește, a devenit comunist, a îmbătrâni și atunci o să înțeleagă că eu prostie. Sau n-a să înțeleagă.